Salut și bine ați venit pe canalul Ce mai mâncăm noi azi. Azi este sâmbătă 13 august și am ajuns la Buzău, la Mierea Buzău, la pensiunea Stejarul. Și asta este priveliștea din cameră. Așa arată priveliștea. Suntem la poale de deal, n-aș putea să zic munte. Este liniște și încă nu este răcoare, dar mă bucur foarte mult că avem pădurea. Am ajuns pe terasă. Și arată așa. Inițial ne-am vrut înăuntru, apoi ne-am dat seama că are și terasă. Unde stăm aici, la asta rotundă? Da. Pe care e și scaun de copil. Vrei ciorbă de arunie? Avem așa în meniu. Și tu nu ți-ai luat șnițelă? Nu, mi-a luat cartofi. Și-a luat cartofi. Hai că merge. Avem o măligă pentru Iris. Saramură de păstrăv cu mămăligă. Supă de perișoare. Ciorbă. Ciorbă. Și cartofi prăjiți. Ne lipsiți. Foarte bună saramura. Au fost doi pești, mămăligă. Iris a mâncat și jumate de mămăligă cu iaurt. Și eu mai am saramură că m-am mâncat târziu. Rebea a vrut și clătite și am luat o porție de clătite și sunt două clătite cu fineti. A coborât Lucian cu Rebecca să vadă unde se poate da Rebecca cu tiroliana și a adus o cafea. Eu parcă n-aș bea, dar văd că n-a pus nimic în ea și să beau o gură. Bine, ideal ar fi să o bem pe terasă, așa a fost vorba de aseară, doar că s-au anunțat ploi. Și am zis că să se ducă Rebecca imediat repede la tiroliana dacă vrea să dea și apoi să plecăm ca să nu ne prindă ploaia și să putem să facem câte ceva chestii azi. Și între timp eu mă pregătesc, Iris încă mai patrulează, deși este somn, am mâncat și apoi să ne pornim. Prânzul l-am luat la Bucov pentru că am vrut să mergem să vedem grădina zoologică și ne-a prins ploaia, dar am intrat repede la o terasă, este practic pe o insulă, a trebuit să mergem pe un ponton ca să ajungem la acest restaurant. Am mâncat o ciorbă de pui și aveau niște chifle, bine, cred că au fost congelate, dar proaspăt făcute că frigeau super bune. Iar Rebecca și-a luat un burger de pui cu cartofi prăjiți și Lucian ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Eu nu mi-am comandat separat pentru că am observat ca și la Sinaia și aici la Buzău nu am avut așa poftă de mâncare și am mâncat și puțină ciorbă, puțin cartofi. N-am simțit nevoia să mănânc atât de mult acum, nu știu, probabil că și de la ploaie, nu știu, dar a fost ok, ne-am săturat și în seara ne-am întors la pensiune. Pentru Iris am luat un orez cu legume, iar Rebecca și-a luat șnițel în sfârșit, pentru că ea, pe unde mergem, vrea să mănânce șnițel, pentru că acasă nu prea fac și atunci, în deplasare, prima opțiune este șnițel. Iar Lucian și-a luat pui la ceaun, au fost niște pulpe de pui cu usturoi și mămăligă. A doua zi de dimineață, Lucian și-a luat o omletă cu legume și am băut cafeaua pe terasă jos la restaurant. Mi-am luat și eu o cafea și Rebecca a mâncat în cameră și a luat ea niște iaurt cu fulgi de porumb. La prânzul de astăzi aveam ciorbă de perișoare. După ce au mâncat fetele ciorba, noi am așteptat felul 2. Ne-am luat și câte o bere. Pe căruțul și o puneam în căruț și o plimbam așa puțin. La felul 2, Lucian și-a luat ochitură buzoiană și a avut măligă, ou, telemea,
carne de porc și niște cârnați. Cârnații cred că erau de oaie ceva, cu castraveți murați. Iar eu mi-am luat pomana porcului, tot cu mămăligă, castraveți murați și carnea a fost mai prăjită la mine. Și bineînțeles, am început să ne luăm papanași. I-am văzut la cineva cu o seară înainte și ne-a plăcut cum arată și am zis hai să încercăm și noi. A început să plouă și plouă foarte bine și eu cu Rebe stau pe balcon și mâncăm. Am luat biscuite așa de la Lidl. Este a doua oară când îi luăm, sunt de ea foarte tare, dar ne plac. Și Rebe are și pomber. Pupita, da. Stăm pe balcon. La aer curat. Și după atâtea dulciuri, mâncăm și o câte o piersică. Și cred că în seara asta nu mai mâncăm altceva. Bună dimineața la cafea. Azi este marți. Mâine o să plecăm. A fost Lucian jos, el este încă jos, ia micul dejun și mie mi-a adus o cafea pe care o voi bea aici pe balcon. E răcoare și bire. Încă este umed pe jos pentru că a plouat așa noapte. Rebecca și-a luat lapte cu cereale de acolo de la pensiune. Ci drept noi nu aveam cerealele astea și cu lapte. Și am văzut că se poate comanda, așa că și-a luat. Iar Lucian în dimineața asta și-a luat ochiuri cu roșie și cu chifle. La prânz azi am avut ciorbă de pui cu tăiței. Și supă sau ciorbă de fasole cu afumătură. Poate vrea și tu. Aici avem pulpă de pui la grătar cu cartofi țărănești și gogoșar murat. Arată super bine, să vedem cum e la gust. Bine. Și astăzi ne-am comandat iar papanași. Ne-au plăcut destul de mult cum sunt. Chiar au fost buni, nu au fost grețoși, nu au mult ulei. Am luat o porție și am împărțit-o în trei. La cină Rebecca a vrut o pulpă de pui, doar cu carne, n-am mai luat cartofi prăjiți. Iar pentru că la prânz am mâncat destul de mult, am luat o saramură de păstrăv și sunt practic doi pești. Și cu mămăligă destul de mult și am mâncat amândoi eu cu Lucian saramură și ne-am mai luat așa ca pentru ultima seară o porție de papanaș. Următoarea zi am plecat la Buzău, am vrut să petrecem o zi în Buzău, doar că mie mi-a fost foarte rău. Am luat un virus sau nu știu ce s-a întâmplat și n-am mai stat în Buzău. Am mers, ne-am oprit, dar până la urmă am zis să continuăm drumul spre casă. Acesta a fost clipul nostru cu ce am mâncat la Buzău și mulțumim de vizionare și sport să aveți în toate. V-am pupat!